Altă viață, bună dimineața, sunteți treziți? Nu cred, nu se merită. Nu se merită, domnule, că e sâmbătă, mâine e duminică, poi mâine e duminică și răspoi mâine iar e sâmbătă. Abia de miercuri pornim la treabă. Mulțumesc de cafele. buymeacoffee.com/nicubendea. V-am pregătit o serie de filmulețe, le-am legat, le-am înodat aici, unul în cinstea președintelui Klaus Iohannis, care a împlinit 6 ani de mandat. 6 ani de mandat ar fi trebuit să împlinească și cei 6 ani de acasă. Dar el a împlinit 6 ani de acasă. Acum aș face el siringuță, sperăm să-i bage ceva vitaminizant, ca pentru următorii 4 ani să fie mai în formă. 29 spre 30, noaptea Sfântului Andrei, bântuie vampirii. O să vă dau un leac, o să vă dau un leac cum să scăpați de vampiri. De aia din politică nu, dar cafea bună. În continuare, al treilea filmuleț, vom vorbi despre parada de 1 decembrie. Ce a desfășurat acum 2 ani, sau anul trecut, nu mai știu. Anul ăsta n-avem nimic, o să avem ceva la Arcul de Triumf. Și un concert video online va fi. Bineînțeles, cu de-alea patriotice. Noi suntem români, măi români, hai la la. La care trebuia să participe și pelenchile pomohaci. Dar pe lor scos din grilă că n-avea spălat ciocanul. Și stați până la final, că-s numai 10 minuțele. Și acolo, la final, o să fac și o reclamă. Dacă doriți o surpriză de sărbători sau nu de sărbători, să vă intru în case cu un program frumos de stand-up comedy, acolo, în filmuleți, e despre tot ce vreți să știți. Mulțumesc de abonare, mulțumesc de urmărire, weekend prelungit, plăcut. Noi suntem români și bem o cafea bună de pe buymeacoffee.com/nicuvbendea. Toate cele bune vă și să ne vedem cu bine de când om putea. Bună seara, sunt inconfundabilul Uli Floașter și în emisiunea de astăzi pe care eu și nu Nicu Bendea o prezintă, am un om cu care mă aseamăn foarte bine. Nu din punct de vedere fizic, pentru că eu sunt mai slim fit, mai cinaș, să zic așa. Dacă domnul de lângă mine face mult bine prin ceea ce face oamenilor care au nevoie de îngrijire trupească, eu fac bine milioanelor de telespectatori prin ceea ce fac pornind de la suflet către suflet. Să nu mai lungim mult, dacă mai groasă nu o putem face, și să-i spun bună seara domnului doctor primar chirurg habilitat Bruce Turel Operescu. Bună seara și felicitări! Bună seara și felicitări! Am înțeles că ați reușit o operație de minune. L-ați pus pe picioare pe domnul președinte Klaus Iohannis, deși avea probleme la mână. Bună seara, domnule Uli, bună seara, stimați pacienți. Într-adevăr, s-a prezentat domnul Iohannis la mine cu dureri pe partea stângă. Zice, mă doare stânga. Eu i-am replicat, domnul președinte, ne doare pe toți, că stânga e la putere. Toți avem probleme cu ea. Mie îmi spuneți ce probleme am, că eu port sacou roșu și se face asocierea, se face lipitura, numai daune de imagine primesc din cauza asta, dar bine, e ok la umărul stâng. La umărul drept, cum e cu umărul drept? Da. Acolo l-am operat în urmă cu 2 ani. E bine, am făcut eu niște schimbări, dar totuși nu reușește președintele, nu reușește partea stângă cu partea dreaptă, nu reușește să colaboreze bine. Asta mai vedem. Dar de la ce au apărut problemele domnului președinte? Că nu prea pune el umărul la treabă ca să fac o glumiță. Ba da, să știți că pune, solicită foarte mult. Zonele astea e solicitate foarte mult, domnule. Când îl întreabă opoziția ce face în privința premierului, ridică din numeri. Când îl întreabă ce se întâmplă cu justiția, ridică Klaus Iohannis din numeri. Când îl întreabă ce se face cu Augustin Lazăr, îl revocă sau nu, ridică din numeri. Normal să-l doară și în termen medical și uman. Care a fost diagnosticul ce v-a determinat să-l operați pe președinte? Da, în termen popular, că aveți și fața asta, a avut o deplasare de umăr stâng. I se trage asta de la lungile deplasări din străinătate. Vedeți, concediile multe face rău sau fac rău. Și în termen medical? A fost conflict subacromial, bursită subacromială și leziune de tendon
supraspinos. Adică a avut bursuci spinoși, bursucei mici spinoși. Lucrați și la privat? Da, peste drum de spital. Dar acolo e o măcelărie. Da, dar acolo consult numai după program, numai după programul de la stat. Și cât ar fi costat operația președintelui dacă era făcută la privat? Am făcut calculele, dar în jur de 1000 de euro și un antebraț. Că se poate întâmpla orice la privat. În privat orice se poate întâmpla. Așa e, și acum urmează o perioadă de recuperare, bănuiesc. Sigur, i-am recomandat odihnă, repaus, ce se recomandă în cazul ăsta. Da. Deci, practic, revine la normal. Da, i-am spus că poate să își reia activitatea. Care activitate, domnule Bisturel? Da, o bună întrebare. Nu, dar va continua să stea, dar acum va sta mult mai confortabil, mult mai confortabil după operație. Totuși, dacă ar fost pe mâinile dumneavoastră magice, ați mai depistat și alte probleme de sănătate pe care le-ar putea avea președintele țării și ni le puteți spune acum în premieră la Tonic Show în emisiunea lui Uli? Starea generală de sănătate e bună, e bună per total, însă se confruntă cu o durere de cot, care devine din ce în ce mai acută. Acum să vedem. O să poate juca tenis? Nu fi copil, domnule, copil joacă tenis de câmp, președintele joacă ping-pong, cu peretele. Am înțeles. Bine că nu îl doare și în altă zonă. Așadar, intervenția dumneavoastră, intervenție minimum invazivă, a fost un succes. Domnule Bisturel, vă mândriți că l-ați operat pe președintele țării? Desigur, și președintele e până la urmă cât de cât om. Nu m-am ales cu nimic după operația asta, nu? Dar nu v-a dat ceva, o mică atenție? Puteți să ne spuneți, rămâne între noi, doar între noi și milioanele de telespectatori care ne... privesc. Mi-a dat. O strângere de mână mi-a dat, dar și aia cam slabă, având în vedere problemele acute. Cu strângere de inimă închei și eu acest interviu cu somitatea medicinei, a chirurgiei românești, reporterul Uli Flaster, vă spune la revedere și rămâneți mereu pe Flaster, alături de noi. Gata? Cam emisiune la Taraf TV, acolo. La revedere! Ia! Doamnelor și domnilor, vă prezint outfit-ul pentru noaptea dinaintea zilei de Sfântul Andrei. Dacă ai mult usturoi în jurul gâtului, nu se întâmplă nimic cu tine, nimic rău, nu te atacă nicio vrajă. Că vorba cântecului, frunză verde de pădeal, usturoiul bestial, măi, te ferește de moroi, de vrăji, dar și de strigoi, mă. Și dacă și clisa ai, te ajută la Vedeți voi, pe mâine, să ne vedem cu toții bine, fără să fim speriați de niciun spirit malefic. Buhohoho! Foarte rece, foarte. Ger, ce să mai? Minus 10 azi dimineața în Cluj-Napoca. Apoi ne arde de defilare mâine. M-aș fi dus la Alba Iulia să vezi acolo, defilând 1600 de soldați, armata română cu tancuri, cu aparatură militară, fără miguri. O zis că miguri nu bagă anul ăsta, că sunt mai multe până curțile oamenilor și l-a reparat. Și-au luat și autoblindate, ori împrumutat de la Cluj-Napoca, numai să dea bine parada de la Alba Iulia. Cum, dracu, domnule, în caz de război, cer de la bulgari 3 tancuri ca să te salvezi? Nu, așa. După aia concert, o să fie concerte mâine la Alba Iulia, frumos, Gașca Zurli, Vama, e cam așa. Se întâmplă lucrurile în România, la cât îți dezurli conducătorii, după ce ai terminat cu evenimentele de la Alba Iulia, către vamă, către vest, noroc bun. Dar mie nu-mi place că nu o să dea țuică. Acolo, pe nu știu câți kilometri pătrați unde sunt manifestările, e interzisă băutura, e interzis băutul și comercializarea, e interzisă comercializarea de băuturi alcoolice. Pe ce sărbătoare aia? Dacă nu mânci tu acolo un ciolan, o fasole, un vin hiert, o țuiculiță și după aia să dai cu căciula jos de pământ. La mulți ani, România! Odată faci și tu 100 de ani! O vedea mâine. O bea în privat. Weekend plăcut și la mulți ani tuturor celor care poartă nume de Sfânt. Andrei sau Andreea. Doamne ajută-ne! Eu vin dintr-o zonă contaminată. Eu stau cu soacră mea. Aveți soacre? Mm-hmm. Aș închis. S-o lua soacra casca. Avem soacre sau... Sunt?
Sunt socrela. Avem socre, avem. Să ne trăiască așa cum se alea cu banu. Hai să întreb dacă am voie să spun. Ha! Gluma serii, bravo! De unde vine? De la? Numai... E ok. Să-ți trăiască soacra, s-o pup din partea mea. E extraordinară. Acum are o boală să meargă pe la magazinele astea mari să-și ia temperatura. Bă. Băi, de groază. Bă. Dacă aveți întrebări, dacă aveți nelămuriri, dacă aveți, scrieți și pe forum. Nu. Eu aici sunt, vă mai ascult, vă ascult plângerile.